spune-mi ce faci acum. Care e prima operațiune? Prima operațiune este, după procesul de decălire a cuprului, se îndoaie, deci nu rămâne la forma inițială. Se mai strâmbă, se mai îndoaie și va trebui îndreptat cu un ciocan de lemn. După care se ia un compas și se formează partea nete de a ebriculului de căfundul. Acum o să se lucreze la fund, pentru că fundul trebuie să fie perfect drept. Și va trebui ciocănit pentru a rămâne întărit. Va trebui să continui până la semn, pentru că de aici o să se formeze fundul bricului. Și de aici o să se modeleze materialul pentru a lua forma unui bric de cafea. După care se ia din nou compasul pentru a mai face încă un semn identic cu cel de pe partea aia. Va trebui marcat, pentru că primul semn cu compasul a fost pentru ghidarea mea cu ciocanul, ca să nu depășesc mai mult decât va trebui lăsat mărimea fundului. Și al doilea semn este pentru cel de unde încep ca să-l modelez. Procesul ăsta o să fie repetat de 20-24 de ori. 20 de ori trebuie da, bătut? Da, deci va trebui bătut, pentru că se întărește prin bătaie, prin ciocănire și decălit iar. Uh-huh. Și iar și iar până când se ajunge la o formă dorită, adică mă rog, să ia forma unui bric de cafea. Dar nu e meticulos să bați fiecare punct în parte? Ba, da, necesită o foarte mare atenție. Uh-huh. Atenție, îndemânare, chiar... Nu se poate lucra în condiții de stres, pentru că dacă meseriașul e supra-solicitat în comenzi și chestiile astea, pentru deci e obosit într-un fel, nu mai poate avea aceeași atenție. Deci o să vedeți că de la o formă plată, netedă, ia altă formă. De exemplu, forma unei farfurii. Iar acum, ca marginea să fie dreaptă, se folosește ciocanul de lemn. E mai bine pentru că la această margine se mai îngroașă materialul. Deci dacă a fost de 1,5 mm, pot spune că la final o să fie de 1,75, 1,80, care e foarte bine, pentru că la margine va trebui să fie mai gros. Vedeți că a prins forma unei farfurii. Și tot așa până când ajunge la forma aceasta, cum e un model clasic. Bricul de cafea este gata.
povestea ibricului fraților, povestea unui bijutier al lui Emiluț din Brateiu, nu? Din județul Sibiu? Sibiu. Da? O poezie de om. Iată cum faci dintr-o tablă, dintr-o bucată de metal, un vas special, un vas cu care te întâlnești în fiecare dimineață și abia aștept să-ți torni cafeaua din el. Și ați văzut câte bătăi de ciocan a avut omul ăla pe... numai ca să deseneze mai întâi profilul lui, 24 de reluări pe aceeași temă, să spunem. Numai pianiștii știu treaba asta. Ce înseamnă să repeți până devii de... Uite că sunt și aprobat. Mulțumesc. Oamenii asemenea lui Emil, probabil că sunt mulți. Adică spune-ne despre cei care fac astfel de lucruri în gospodăria lor. Sunt mulți, mai avem meșteșugul ăsta, e cu priză încă la comunitățile de romi, se transmite? Da, când vine vorba de meșteșugarii călderari, cei care fac ibricele tradiționale și cazanele de țuică. Ce faine, și eu am acasă unul dintre... E interzis, oare? Da. Ca să știu dacă e interzis, nu mai am. Îl avem de pe vremea lui Ceaușescu, e piesă de colecție, deci nu... Nu, de formă se poate ține fără nicio problemă. Okay. Acum mai departe nu știm. Da. E neclară legislația europeană. Dar comunitățile de călderari sunt cele mai vizibile, să zic așa, în România în momentul de față, pentru că ei sunt aceia care încă mai respectă portul tradițional în foarte mare parte și respectă și cele mai multe dintre tradițiile de acum foarte mulți ani și au fost și unul dintre ultimele grupuri care să se sedentarizeze. Și atunci... Adică ei mergeau, erau nomazi, că eu țin minte pe Valea, în sat unde am crescut, veneau cu oarecare periodicitate, se instalau lângă o vale, scoteau bucățile de cupru și s-apucau. Și aveau comenz de prin sat, de la oameni, făm un vas pentru, mă rog, o căldare pentru țuică, cu comănacul ăla care se pune păstă, cu țevile de cupru care transportau aburul ăla care se transforma în alcool. Da. Tot felul de lucruri care erau de trebuință în gospodăria omului. Da, și de obicei ei ce făceau e că făceau troc. Adică tot timpul reparau sau produceau ceva și cereau la schimb alte produse agricole sau mâncare sau haine sau alte lucruri de genul ăsta. Adică foarte rar se întâmpla să se facă un schimb monetar acolo între meșteșugari și societatea normală la cap. Exact, adică în care... banul n-a făcut decât să învrăjbească, nu să unească. Da. Bun, și chiar comunitatea din Brateiu, în care noi avem meșteșugari cu care colaborăm și producem acolo destul de multe obiecte, e una dintre cele mai tradiționale, aș zice, din cele cu care lucrăm. Ba chiar familia cu care lucrăm cel mai des, cel mai bătrân din familie, e născut în cort, a trăit aproape toată viața în cort și el are foarte multe povești. De câți ani are Andrei, omul ăsta, ca să are ne prindem în... 80 de ani, cam 80 acolo de ani. Și încă mai lucrează. Încă mai lucrează alături de fiul său și de nepotul său, care a învățat și s-a născut mai în cort pentru că trăiau în cort, pentru în că general, în cort. Da, pentru da. Că trăiau în cort la momentul respectiv. Dar e extraordinar... Să asculți și să îți povestească exact cam cum a evoluat meșteșugul. Și cumva meșteșugul ăsta e ceea ce îi definește pe ei astăzi, în cazul acestei comunități. Sau a rămas una dintre... Dar viața asta, Andrei, viața asta lor îi mulțumește? Adică sunt ok cu ei, cu modul lor de viață? Adică nu resimt, nu știu, ca un complex faptul că, nu știu, jurul lor oamenii trăiesc în... Bine, acum sigur și ei trăiesc în case. Nu. Dar, nu știu, mă gândesc așa, în ce măsură nu devine complexant, supărător faptul că, nu știu, nu cauți meserii ca toată lumea, adică tu faci ce știi din tată în fiu. Nu resimt ca o rămânere în urmă? Se simt dezintegrați? Habar n-am, nu știu cum să te întreb. Cred că ceea ce îi face pe ei să se simtă dezintegrați sunt, de fapt, persoanele care îi stigmatizează sau care îi privesc altfel. Pentru că asta te face pe tine să nu te simți parte din ceva, în momentul în care altcineva nu te vede parte din colectivul respectiv. Acum, față de românii asta care... Asta pentru că noi nu știm să privim diferența ca pe un atu, un plus în economia socială, până la urmă. Noi o privim ca fundamentaliștii
ci că fundamentaliștii numără în general până la 1. Când ajung la 2, deja 1 în plus. Și da. Se gândește cum să-l privească pe ăla cu superioritate sau să-l disloce, să-l elimine. Da, diferențele cumva ne sperie sau sperie foarte mulți oameni și atunci de asta e foarte greu să accepți ceva ce e diferit de tine. Dar aș spune că meseria asta și meșteșugul tradițional îi face pe oamenii ăștia să fie foarte mândri. Și faptul că au șansa în prezent să-și practice meșteșugul tradițional și văd că produsele lor sunt foarte apreciate, pentru că sunt, mai ales produsele acestea din Cupru, sunt produse extrem de apreciate și în mod constant au o grămadă de turiști chiar care vin acolo în Brateiu și vizitează comuna asta tocmai pentru a vedea produsele astea extraordinare și cumpără și așa oamenii trăiesc din meșteșugul tradițional. Uite, o să te rog anul viitor să-mi mijlocești, am un proiect pe care vreau să-l încep la Cluj în vara care vine, undeva prin iunie, să facem 7 zile, 7 culturi gastronomice, 7 tradiții, să spunem, da? Și în care, pentru că Transilvania e un rezumat al Europei, dacă vrei, de la ucraineni la sași, la unguri, la evrei, armeni, cam toată Europa, dacă ești atent la ea, o regăsești în pluralismul ăsta etnic. Și chiar îmi doresc să aducem oameni care îți arată prin ce trăiau, cum trăiau în societățile tradiționale. Că erau evrei, că erau armeni, că erau țigani, că erau români, că erau ucraineni sau așa mai departe. Pentru că e o formă de a te cunoaște până la urmă, de a face cunoștință și prin gastronomie. Pentru că nu știu câți au mâncat mâncare țigănească. Eu am mâncat. Sau rețete țigănești. Foarte bine. Eu personal, uite, nu-mi aminte să fi mâncat, deși umblat și eu prin lumea asta. Mâncare evrească iarăși. Nu știu câți au mâncat. De-aia am mâncat la o cantină evrească în Cluj. Dar foarte puțini au mâncat. Ori, cum să spun eu, și din farfurie te poți cunoaște sau poți să-l înțelegi pe celălalt. Să-i pricep gusturile, să vezi cam unde se înscrie și așa mai departe. Păi, uite, din primăvară în București se deschide un restaurant cu specific țigănesc și sunt colegi, prieteni de-ai noștri, cei care îl deschid, așa că căutați pe Google. Așa. Okay. Cam în aprilie o să fie gata, undeva în sectorul 6. Da, bun. Mergând un pic mai departe, ca să trecem cumva prin mai multe meșteșuguri tradiționale, rămăsesem la un moment dat la partea de împletitori în rechită, care spuneam că sunt cumva cel mai afectat meșteșug, în momentul de față, din cauza lipsei de materie primă, dar și pentru că, uite, o problemă cu care și noi ne-am confruntat și cu care oamenii ăștia din cooperativă se confruntă în momentul de față, e faptul că dacă vrei tu ca societate cooperativă să devii competitiv pe piață, trebuie să vinzi altceva decât vinde meșteșugarul tradițional care vinde la târg sau în piață. De ce? Pentru că tu trebuie să fii fiscalizat. Tu trebuie să plătești taxe, tu trebuie să plătești contribuții sociale și așa mai departe. Meșteșugarul care vinde la colțul străzii nu plătește nimic sau în piață. Și atunci, pe bună dreptate, pentru a putea să supraviețuiești ca o cooperativă, trebuie să vii cu niște produse diferite, ca să poți să fii competitiv. Că altfel, dacă tu vinzi un produs identic cu al celuilalt, nu o să reușești. În plus, pe partea pieței de răchită, coșuri din răchită, există o competiție foarte puternică de la plasticul chinezesc. Bă, frate, mă, și oamenii se trag de la cumpără. China, mă. Oamenii cumpără și în restaurante, uite, să-ți dau o temă. Da, ți-aduce pâine în coș de mergi plastic. Mergi și vezi exact, îți aduce pâine genant, într-un coș de plastic și chiar e, adică eu investi, un coș de răchită e 4 lei de pâine. 4 lei la un restaurant unde dai 4 lei pe pâine, de fapt. Și lași bacșiș. Da. Da, cumva, 15 lei la 100. Cumva oamenii nu-și dau seama și au această tendință de economisire maximă, de lasă că coșul din plastic poți să-l spăl, lasă că nu știu ce și uite că nu s-a mai investit deloc în meșteșugari ăștia și ușor, ușor au ajuns să dispară de pe piață. Noi acum ce facem e că am adus din nou designeri, de data asta de la un studio de design din Suedia, care au venit și o să facă mobilier din răchită foarte mare pentru grădină și probabil că o să-l exportăm în Suedia, că ei știu să aprecieze. Da, auzi, mi-ai spus de designerii ăștia care vin la voi în colaborarea asta. Hai să spunem pe față, ai pomenit de o doamnă care a lucrat, pentru cine a lucrat doamna asta? Ca să știe toată lumea ce înseamnă să ai ochiul format, să vezi unde există nu un rezidu de valoare artistică, ci un filon foarte important, și anume în tradiții,
câți tradiții țigănești, câți tradiții românești, câți tradiții armenești, nu contează. Dar trebuie să ai ochiul să le vezi. Ori la noi, din păcate, nu prea știm, cum să spun eu, citi semnificațiile subtile ale unui filon, așa cum e tradiția. Uite că vine doamna asta, cum o cheamă în coată? Nadia Zerunian. Unde a lucrat domnița asta? Care a lucrat la Calvin Klein în Statele Unite și nu numai că a lucrat, dar a condus un întreg departament de creație și acum... Adică era șefa unui departament de creație la Calvin Klein în New York. Da. Da, și acum s-a reîntors în Europa acum ceva timp. A mai lucrat pentru alte companii foarte mari, cum ar fi Swatch și altele. Și acum cumva s-a mutat către zona pro bono, în care își dorește să ajute... Să întoarcă comunității ceva. Exact, să întoarcă comunității ceva ce... Cât poate, practic. Cât poate. Și se dedică, cel puțin colaborării cu noi, în jur de o săptămână pe lună, în care vine pe bune în România și lucrează alături de meșteșugarii ăștia. Și e extraordinar, mai ales pentru meșteșugari. E incredibil că meșteșugarul, la el în atelier acolo, e tot timpul e cumva rușinat. E foarte mândru de produse, dar e foarte rușinat de atelier. Pentru că e, că e mizerie, că e urât, că așa. Și vine și zice, aoleu, a venit doamna asta din Viena, din Suedia, de unde a venit... A, nu sta acolo că e mizerie că te murdărești. Aolo, dar întreabă-i, Andrei, o cafea, să facem ceva. Dar, aolo, i-o fi frig, i-o fi cald. Sunt foarte, foarte preocupați tot timpul. Și e extraordinar pentru ei să afle că sunt persoane care cumva vin dintr-o societate foarte modernă, dar și că sunt exact ca noi, ca ei. Doar că, au aceleași nevoi, doar că da, au avut parte, să spunem, de mai multă notorietate. Și că au alt talent până la urmă, da, că și meșteșugarii noștri sunt extraordinar de talentați. Și, ceea și ce faptul că el facă... ajunge un designer de tipul acesta, un creator de felul acesta, ajunge în atelierul lui Emil, da? Înseamnă că Emil, cum să spun eu, e partener, are o valoare, că altminte nu te-ar căuta și n-ar vrea să stea să-ți vadă ciocanul și atelierul, cum zici tu, nepus la punct. Exact. Da, și asta e. Din Suedia avem doi băieți de la studioul Glimt, oameni care la fel au expus prin toată lumea, inclusiv la galerii de altă din New York, din Stockholm și, mă rog, și din Europa. Ei au lucrat tot așa, prin toată lumea. Cum ai reușit, sau cum ați reușit, Andrei, să-i corupeți pe acești oameni să vină alături de voi? Da. Mi se pare oricum fascinant și un exemplu despre ceea ce înseamnă să dai comunității ceva din ce ai. Adică nu tot timpul socotindu-ți paralele și cât mai scoți de acolo, dar și dincolo cât mai scoți. Nu, frate. În viață ai cât dai. Dacă începi să dai, începi să primești. Dacă nu, o să te zmiorcă-i toată viața și oricât ai avea, tot nu ți se va părea că e destul. Da. Cu cei de la Glimt e o poveste interesantă pentru că noi am citit despre ei într-o revistă românească. Revistă online, Designist, e un site care promovează designeri din toată lumea. Și era o poveste foarte interesantă în care doi suedezi designeri s-au dus în Africa de Sud și să facă acolo cu meșteșugarii tradiționali anumite produse pe care mai apoi să le aducă pe piața din România. Și au făcut lucrul ăsta și în Africa de Sud, și în Vietnam, și în Peru. Au avut 3 ani de zile în care în fiecare an au mers undeva. Și ne-am gândit, ok, s-au dus în țări foarte exotice, dar de ce și nu și în România? Că uite, avem meșteșugari care sunt foarte interesanți și pentru piața europeană. Și mai ales că în Suedia noi știm că acolo meșteșugul nu mai există. A murit de mult. Acum IKEA tronează. Da. Și cumva toți designerii ăștia au o atitudine și o viziune total anti acestor corporații mari care anti-uniformizare, care au acaparat nivelare total piața și micii producători i-au distrus, i-au scos de pe piață, ce să mai. Și i-am contactat, li s-a părut foarte interesant ce am făcut noi și au zis: "Da, ok, venim măcar să vedem despre ce e vorba." Și la fel, cam așa se întâmplă. Îi aduci o săptămână în România, în momentul în care începi să-i duci la oameni acasă, și toți îi primesc, îi pun la masă, le dau ce au ei acolo, un păhărel de pălincă, de țuică, de așa, un cozonac, fiecare după posibilități, nu mai vrea niciunul să plece. Adică și dacă pleacă, se întorc. Și tu spre aeroport și e numai puțin unde ne duc. Mă gândeam să vă las la aeroport. Nu, că mai rămânem. Da, și atunci e extraordinar și la fel. Deci găsesc că până la urmă România fascinantă, așa, intrând în casa omului și... E extraordinar. Toți sunt... Cumva parcă se vorbesc, au exact același discurs. E incredibil să-i scoți din aglomerația Bucureștiului și putem să spunem că București e un oraș modern european și să-i scoți de aici și să-i duci în zonele rurale din România, care uneori par uitate de lume, cumva, cam cu 100 de ani așa în urmă, în anumite comunități foarte izolate, pe unde am găsit noi meșteșugarii ăștia, că de multe ori sunt
undeva în marginea unei comune, mai mergi un pic pe un drum neasfaltat de cele mai multe ori și dai de câteva case undeva într-un câmp. Și acolo sunt niște meșteșugari care fac lucruri extraordinare, dar de care nu știe nimeni. Știu câțiva oameni în sat care le cumpără produsele, da, da, și cam atât. Și în rest, na, avem la Vișoara, lângă Cluj, lângă Câmpia Turzii. La Câmpia Turzii. Am făcut un mic atelier acolo cu... Am reușit să obținem bani de la o fundație din Franța, SSFD, și am făcut un mic atelier, ceva foarte mic. Nu știu, ne-a costat 1500 de euro, de exemplu. O încăpere cu, în care o să punem și câteva utilaje, dar important e o încăpere încălzită în care omul ăla se poate să lucreze tot anul. Și e extraordinar că am ajuns cu o familie de meșteșugari care acum, înainte lucrau cu ziua în sat, în agricultură, și acum lucrează la ei în atelier și fac produse din răchită. Și din, în februarie sau poate în martie, când se mai încălzește un pic, o să vină oamenii ăștia din Suedia și o să stea cu ei o lună de zile la ei în casă, până o să plece de acolo cu mobilă pe care să o expună la Romanian Design Week în București, în luna mai. Ne dorim noi. Ăsta ar fi planul, să zic așa. Da, e ceva... Și noi credem că în momentul în care aduci produse de genul ăsta pe piață, chiar dacă vinzi 10 pe an, cumva crește apetitul pentru produsele mai mici. Și cumva oamenii încep să cunoască meșteșugarii și să-și dea seama de diferența între un produs făcut din plastic, de o mașinărie, și un produs lucrat din materie primă naturală, care e biodegradabilă, care oricum crește, se regenerează singură, deci nu poți să zici că consumi resursele. Se numește suflet, vorba colegului din legie. Da, suflet. Adică, băi, e făcut de mânuța lui, că asta trebuie să priceapă om atunci când, nu știu, iei un ibric, iei o căldare, iei o, nu știu, un coș împletit în care spui pâinea. E practic ce-ți oferă omul ăla? E timp din timpul lui. Adică omul a stat și a zis, bă, am lucrat o jumătate de zi, pe care, uite, o pun în ibricul ăsta, ăla e sufletul, cred că, sufletul, timpul pe care omul are la dispoziție și limitat pe planeta asta, nu? Și practic aia aduce acasă. Ar trebui să-l pui în ramă și să înțelegi, băi, aici e sufletul unui om. E jumătate de zi din viața lui de 70 de ani sau cât o fi trăit. Da. Așa trebuie apreciat. E capitalul cel mai de preț pe care îl ai și ce poți să-i oferi celuilalt mai de preț decât timp din timpul tău. Da, și toate obiectele sunt unice, pentru că noi nu putem să le facem altfel. Oamenii, chiar dacă au aceleași dimensiuni, totul este unic. Andrei, specializații, instruiții ca lumea să iasă la fel două. Da. Păi ce facem? Lumea vrea uniformă, nu vezi, se duc la piață și dacă roșiile nu arată la fel trei, zice, nu, mă duc să mă mai uit în altă parte, că ce să stea? Da. Adică lumea a fost spălată pe creier la un moment dat și se continuă această spălătorie. E o spălătorie dintre asta nu auto, umană, nu știu cum să-i spun, în care în fiecare zi suntem așa șamponați, ni se pune părul pe bigudiuri de atâta influență cât suferim, până devenim toți o gândire, suntem monomaniaci în idei, în ideologii și așa mai departe. Ori diferența încă o dată, diferența e cea care face plus valoarea. Ori, cum să spun eu, încă o dată, România, Transilvania, un multiculturalism, multietnicismul ăsta, mi se pare absolut senzațional. Da, sunt perfect de acord și asta ne dorim să promovăm până la urmă. Și noi, toată campania cu care am mers înainte de când am început și până acum a fost un îndemn practic la oameni să vină să cunoască meșteșugarii tradiționali romi prin munca lor. Adică prin produsele care cel mai bine gresc, tradițiile, munca care e în spatele produsului respectiv și simbolurile culturii romanii sau țigănești, cum e cunoscut în România. Andrei, mulțumesc foarte mult. A fost doar un promo, să spunem, la alte povești, alte discuții pe care le vom face pe ceea ce înseamnă cultura tradițională romă în România. E un filon de aur, dragii mei. Iată, o să avem în curând haine, veșminte, țigănești, marca, nu-i marca Musai, cu influență cel puțin Calvin Klein și alte astfel de mărci. Sunt oameni, iată, care vin să pună în valoare, oameni foarte importanți pe anumit domeniu, care vin și iau în seamă ceea ce avem. Atențiune, haide să deschidem ochii și să evaluăm cinstit și cu mândrie ceea ce ne-a dat Dumnezeu să avem prin
frecușul ăsta interuman până la urmă și prin felul în care ne-am influențat unii pe ceilalți. Da. Și ce e foarte important e că chiar dacă vin acești designeri de la, care au fost la mari companii sau astea, toate produsele care, pe care le creează vor fi făcute de meșteșugarii din România, de meșteșugarii romi și vor fi vândute în așa fel încât banii se ducă la oamenii din comunități. Adică nu o să fie un produs care se branduiește cum mai știu ce multinațională și vinde și ăla primește și el un 10%. Da, da, da. Banii se duc în comunitate. Noi nu vrem să facem profit, noi vrem să creștem comunitățile și să aducem în prim plan produsele astea și să încurajăm consumul de produse românești până la urmă. Lucrate de meșteșugari romi în cazul nostru de produse românești. Mulțumesc mult, Andrei. Mulțumesc și eu. Feriți-vă de Măgăruș, era o emisiune pe vremuri. Feriți-vă de nivelare. Credeți în diferență. Gândiți-vă dacă pe toți ne-ar chema cu Escu la capăt și așa a fost dezastru în România după 90. Ce după 90? De la Gheorghiu Dej încoace, am trăit numai în epoca, în era Escu. Dacă ne-ar chema pe toți Escu, ar fi vai de capul nostru, nu? De aceea e foarte bine să vedem în celălalt, în diferitul celălalt, să vedem o șansă de a ne, nu știu, de a ne evalua și altfel până la urmă. Să înțelegem că nu suntem singuri pe lume și că suntem frumoși, înalți și buni, tocmai prin, poate prin comparație sau împreună. Ne întoarcem imediat după publicitate. Marius Ciprian Pop se alătură nouă în această seară. Stăm de vorbă despre țară, stăm de vorbă despre nevoile acestei țări, stăm de vorbă despre bucuriile acestei țări. De multe ori prea mult amânate aceste bucurii, dar eu zic că putem să ne dăm dezlegare și la bucurie, că de supărări ajungă zilei, cum se spune, ajungă zile amărăciunea ei. E un text din Evanghelia după Matei. Bun, ne întoarcem imediat.